problema și Iriușa și avem foarte mult treabă astăzi prin oraș. Ei, nu chiar așa de mult, dar avem că de treabă și vă luăm pe voi cu noi. Și primul stop va fi farmacie, pentru că astăzi, de astăzi este promoție. Ia am primit o dată. De ce? De astăzi este promoție, 3 produse la preț de 2. Și sigur că ne ducem și să luăm și noi. Multă apă sărată, pentru că tăți răcesc deja. Asta așa, știi? Ca să fie mișcare în vlog. Vrei să arăți mai mușchios? Tu așa ești mușchios. Să arăt mușchios, să arăt mai mușchios. Tu ești cacioc. Ești cacioc. Eu așa nu. Azi cum să ieșim din mașină și să-ți filmez dacă vine. Eu tot aștept să fie drumul fără cuțitură. Mi-a spus, dar voastră la farmacie. S-a plăcut el și la farmacie pentru cerile. Cine nu cunoaște, noi ne-am mutat în Italia de un an și câteva luni. Eu să mă ridic așa, să fără și mai mare. Noi ne-am mutat de un an și ceva încă aici, în Italia. Și tot timpul ăsta cât eram în Moldova, ne sperea că așa să vă și că în Italia atât e mai bun. Îndeosebi medicamentele, doctorii, serviciile și deloc nu e așa. De că eu aici pe YouTube încă n-am vorbit despre chestia asta niciodată, în genere despre faptul că ne-am mutat în altă țară, încă n-am vorbit niciodată. Dar iată, astăzi, de exemplu, mi-a venit săptămâna asta un mesaj de la farmacie la care cumva cumpăram foarte multe produse. Adică tot ce îmi trebuia... Și astea sunt drumurile. Da, și ăsta e drumul care duce spre casa noastră. Super mega bun. Drumul ăsta e foarte rău, într-adevăr, dar e scurtătură spre casa noastră. E drum ce era o mare. Cum da, e un drum destul de important. Și de părere de drum. Și mi-a venit mesaj că de pe 17 cumperi produse, 3 produse la preț de 2. Adică cumperi 3 și achizi doar 2 produse. Și zic lui Iliușa, haidem că ne trebuie să produse, mai ales amuia copiii răcesc toamna. Chiar eu am fost răcit săptămâna asta, săptămâna care trecut. Trebuie să luăm natru color numai decât că o să trebuiască. Și am dus să luăm și că am ieșit doar cu un produs. Mi-am luat decât și ceva, că eu am probleme cu acnie. Și am luat de la Eucerin. La Eucerin sunt tare bune produsele. Asta este unica noastră cumpărătură. Nici măcar nu am luat 2 produse, ca unul să fie de gratuit. Dar de ce? De ce n-am luat 3 produse, ca să fie unul gratuit? Ne-am amăgit. Nu e așa ceva. Da, nu, este, dar e slab. Produse selectate, dar nici nu scrie, steluță, da. Măcar jos, produsele selectate, da. Da, de obicei în magazin când este ceva la reducere, de exemplu acel produs are un cerculeț portocaliu sau scrie. Acest produs este la promoție, nu, nimic nu scria și am ajuns la casă să achit. Spune 47 de euro. O bătut bonul. A, o bătut bonul, da, și spune 47 de euro. Și așa, dar de ce 47? Doar e ea că trebuie să fie reducere. 14,90 euro trebuie să fie reducerea mea. A, da, produsele voastre nu sunt din categoria asta 2 plus 1 egal cu 2. Zic, dar nu vreau. Atunci dați-mi un produs. Așa de tare s-a supărat că trebuie să fac tot. Practic eu încerca să-mi spună că nu poate să fac retur. Cu tot că eu nici n-am achitat. Ea mi-a dat bonul, eu n-am achitat, eu n-am luat nimic. Și vine un domn, ai văzut că era la următoare, da, la tante, și vine cu 3 pachete de pastile, de diferit tot fel. Și tot așa îi spune, aceste produse nu sunt în această promoție, ea că trebuie să vă duci și numai acolo ne scrie. Dar scrie, că să înțelegeți, nu sub produs, dar scrie așa haotic, 2 plus 1, că ai impresia că în tot magazinul e promoție. Dar nu e așa. Așa că noi am luat numai strict ce trebuia și am ajuns să vedem, poate găsim la alte farmacii. Chiar destul de scump e aici, spray-ul ăsta ca marimer, cum e în Moldova. Nu, e ca în Moldova, și... nu e destul de scump. Da? În Moldova e tot așa? Da, 13,90 euro, da, aici. Da. Eu cel mai ieftin era 279 euro.
Eu anul trecut o am de aici de la farmacie, era mereu la reducere, 9,90 € un fel de spray, tot nimeni îmi pare că era, și altfel 11,90. 11,90 era mereu, fără reducere era. Și anul ăsta mă duc și 13,90, 14,90. Nu, no, eu nu sunt de acord să dau așa bani, așa că am și vedem, poate găsim online, pentru că îmi trebuie mai multe, nu te descurci cu unul, când ai doi copii. Iată, eu am fost bolnavă acum și am avut un spray care l-am luat la reducere vara și am un spray mare, eu l-am finisat în 2 zile, dar de fapt era izotonic, așa că cu dânsul mai des pot curăța. Nu, dar oricum, la produsele de alimentare și igienă mai ieftin decât în motorul. Da, 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 da. Și când facem cumpărături, facem cumpărături o dată în săptămână. Foarte, foarte rar facem încă o dată careva cumpărături. Da, noi dăm foarte puțin în comparație cu Moldova. Acum Moldova în genere s-au scumpit, dar drum... No, acum și-a scumpit băieți după alegeri. Mi-au vrut să-mi minte, dar ei nu știu că noi suntem de la Ciocana. La Ciocana nu se măcește așa ușor. Acum mergem unde? Nu, ne trebuie încă și la Europlanet. La următor. Da, la următor. Nu, ne trebuie încă la Europlanet să cumpărăm hârtie de vicio și agentă, cum iese eu. Hârtie igienică, dragă. Hârtie igienică. Eu tot viața însă hârtie de vicio și hârtie igienică. Dar tu când erai mititel, aveai așa impresie că hârtie de viceu, hârtie igienică, este doar pentru viceu. Adică, da. N-aveai așa ce. Eu când eram mic, aveam așa ceva că nu vrem să-mi șterg mâinile sau fața cu hârtie de viceu. Nu, da, de ce? Îmi părea că era foarte murdară. Ceva, e curată, el, e tot așa. Nu, e curată, dar oricum. Dar în cap, da? E hârtie de viceu. Nu, depinde. Asta care e... reciclată la noi, care vine ca femeie și încă bucăți câteodată se vede tipar, nu știu, niște litere sau altceva. Eu n-am văzut litere. Nu, eu am văzut așa. Iată ce e n-aș... N-ai încercat, da? N-aș încerca o cășelvețele. Intrăm la alt farmacie, vedem, dar eu aici, data trecută, tot mai de 13 euro. Chiar așel mic am dat 13 euro, albastru. Ceva nu mai duce încă o dată și am luat de acolo. Am fost la altă farmacie, care este lângă școala mie. Apropo, foarte des de acolo, noi cumpărăm medicamente și chestii care nu trebuie. Și am luat, deci, în farmacie cealaltă, de la Carrefour, unde am fost mai înainte, era 13,90 un spray de 100 de mililitri, 13,90, 14,90 și mai sus. Și eu, la Iliușa, de fapt, a insistat să mergem mai decât la farmacia aceasta, să vedem cât e. Eu de ce am vrut? Pentru că odată trecută am luat de aici, de la farmacia asta, mic, de 50 de mililitri și scria la preț că e 7,90 atunci. Și când s-a achit, îmi spune 15, dar îmi trebuia foarte tare, adică nu puteam să mă duc în altă parte atunci. Un an de zile în Italia și gata. Și acum văd niște produse, văd 11,90, pe ăsta nici nu l-am văzut de fapt și spun lui Iliușa, 11,90. Hai să luăm unul și pe urmă să vedem. Și cât stau în rând, văd 8,90 și ăsta are 125 de mililitri, 8,90. Apă hipertonică, asta e foarte ieftin. Cât e în Moldova, ies? Că vreo 170 de lei unul, dar mare, nu mic, cum de obicei, ele sunt micuțe, vreo 75 mililitri vine, face 100, era mai rar 100. Și zic așa, 3 ani, și eu, Iliu, pe toți 3 și mă duc la farmacistă și spun, vreau să știu, asta e 8,90 sau nu? Și așa mi-a zâmbit și se uită, da, e 8,90, nu bun, dar hai. Eu tare sper că el nouă nas întrebească, tocmai trei toată iarna, dar eu tare cred că noi încă să mai intrăm la magazin după apă de asta, sau ce cum s-a pus. Așa, bravo, Iliușa. Șamu, dacă s-a pus cu matematica fetelor, girl math, da? Tăți cred că știu, este că Acolo a costat 14,90 și noi am dat 8,90
înseamnă că 6 euro noi am economisit și noi am făcut 6 euro și putem să-i cheltuim. Așa se duce. Da? Așa putem să... Să-mi ducem, dacă trebuie de cumpărat un ceas, să-mi ducem la Rolex sau la Cartier, da? Și după asta să-mi ducem la chinezărie. Da? Și am economisit bani. Da. Aici, 2 libri, 9,90. Dacă e ultima cutie, înseamnă că miroase frumos, Iliuș. 105 spălări, 7,99. Și spală foarte bine asta, soft. Da, dacă ceva... Solet tot spală bine, dar... Este 5,75. Solet e 5,75 ce? A, chile, dar e 16,90. Da. Dar Dash, e că Dash este la noi în Moldova, e 16,90. Nu știu cât e în Moldova. Da. Dar nu, noi am spălat și cu Dash, cu sole. E tot același... Detergent ca și soft. Eu am spălat cu săpun și azi după tine. Da. Știți, vreau să spun despre detergent, că pot fi un altul. Un, de exemplu, e unul organic, da? Care să nu irite pielea și că el costă 80 euro. Dacă mi-e lăstăți chimii, nu văd nicio diferență să... Nu văd sensul să dai mai mult dacă e tot aceeași, da? E ca pe șervețele, de exemplu, de 200, aici sunt 200 de bucăți, pare mi se. Da, eu de este cu 1 euro, este 1 euro, așa, un pachet. De fapt, la metru înainte, un an în urmă, tot așa era. Acum nu știu, dar era tot. Nu să-ți luăm unul, măcar. Măcar. Ia uite, am o șervețelile astea care le ducem la grădiniță, sunt 59 de cent. Care îi vând la marginea drumului, 3,99. Noi o hârtie de viceu ne trebuie, dar este aceea care la reducere? Da. Dar scrie că e 1 euro. Asta e corona asta de jos. 1,89. Dar scrie 0,99 că e. Ariana la gurția intimă. A, ce e? De un crus că asta nu, e. Nu, aceea e de bucătărie. Da. Șipse. Multe. Că avem copii mici care se șterg un rulon la o dată. Vedem aici, poate sunt, este spray pentru musculiți, de aici, din... Asta ce? A, care e? Asta pentru mama în grădină, da? 5, pentru țânțar. Nu, ne trebuie și ceva de genul ăsta, dar pentru musculiți, că sunt musculiți. Gata, Crăciunul a venit, uite, dăm și braz, chiar sunt, boși mă. Anul nou, octombrie. Da. La noi, prin noiembrie, măcar asta se face. Ce ai pățit? €1, da, da. Gata, ai luat 1 euro. Iliuș are un jeton care îl vârântă de una peste tot, de aia că aici la Leroy Merlin nu vrea. Normal, gata, lupta a trecut. Ai făcut 1 euro care, că eu ți-am dat 2. Raiul, raiul lui Iliușa și-a luat foarte mulți bărbați. Ce, popsa? Nu, magazinele. Ia uite, aici e raiul meu. Da. Ia uite, tu. Era un la ciocană, clei. Este mici, precis. Este mici, 4,99 și cele mari, 8,99. Asta e tare scump. Este mari, erau 70, 80. Da, asta ce e? Tubă de oliu. A, e un tub de așa culoare mare, 200 de mililitri, 15 euro. Un tub de asta de acril, 16 euro.
Și astea sunt pentru materiale. Uitați-vă ce de multe culori sunt pentru textile. O culoare 6,99 și sunt chiar și gliterate. A, este glitter praf. Nice! Scurtul eu. Dar mai ai aruncat? Nu, nu mai nimerit. Nu, stop! Nu, serios. Și ne mai nimeri în ochi. Eu am o fixat asta arăt. Glitter așa în borcan mare. 11,99, dar tot e destul de scump. A, și acelea sunt pentru... am așa să-ți dau față. Dar ce, era deschis ele? A, asta e pentru ceramică, asta e pentru stofă, glitter și retro. Nu încetează să te șterge de mine și m-a făcut tot în glitter. Față, pa. Я вроде дал. Есть тренажка, ничего себе тренажка, 100 евро. А, это костишь моя мика 10 евро. 3 евро. Да, я вам. Кашпенсель. Резер люспар. Илюша, ого, сто кисти бананкири, и дела 5 евро, да? Есть раю? Câțiva ani în urmă te erai indiferent la raiul ăsta. Nu mănânc țânțari în Leroy Merlin. 16 euro? Da. Are cu vacuum, doar cu aspiratorul și să-l... baza ajustabilă, adică schimbe asta, așa. I? Это нормал. Ультиму третий лад. 30 евро. Да. Ce facem noi aici, Ilușa, povestește oamenilor ăștia, că despre Leroy Merlin... Să facem o masă în pereți, care fără picioare. Și căutăm diferite noi. Și cauți diferite detalii, da? În pereți. Și ele se înfătă, la noi vine cu, cum se numește, în arhitectură chestia asta, când se face ca dulap în pereți. Dulap din unde se bagă toate... Dar tu poți să vrei este în vedere că acolo e subțire peretele cea la Ilușa. Și e peretele la duș, unde e teracota. Da. N-ai să ieși prin partea cealaltă cu ele. Da, tu atent. Tu atent? Am ales asta și să o vopsim albă. Da, tot ce-i trebuie lui Iliușa pentru a construi o masă pentru mine. Bani. Bani? Da. Dar vrei să te întorci la mine? Da. Nu, stai să-ți fac o poză. Nu, normal, așa să te pun pe thumbnails. Nu, nicăieri probleme. Așa, Ilușa, la 35 și să aud și articulațiile da. Când merge. Așa, zidem cum să-i băgăm în mașină. Așa, Ilușa, schinui să facă loc. El a spus că 2 metri să încapă în mașină. Moș, vedem cum asta să încapă în mașină. Da, afară dăm sunt unică, dăm lumina s-a prins, noi încă n-am ajuns acasă. Bravo, Ilușa! Eu încă pot să mă așez ca pe topogan.
la pățapun. Și scaunelul meu e pregătit, da? Noi, deci eu vreau să mă apuc din nou să pictez. Cine nu știa, eu am finisat școala de arte și toată viața mea am pictat și am creat chestii interesante. Și de când sunt mamă, mai puțin am creat, din păcate, decât aș fi vrut. Și acum vreau să mă reapuc, deja m-am apucat de fapt. Și acum vreau să mă reapuc să desenez mai mult și nu am spațiul meu unde asta să fac. Făceam asta la bucătărie, dar fiecare trebuie să aibă spațiul lui de creație în deosebi. Și Ilișul a zis că îmi facem eu masă, pentru că noi nu avem foarte mult spațiu, nu vrem să ocupăm foarte mult spațiu din dormitorul nostru. Dar vrem să facem un spațiu drăguț pentru pictat și că Ilușa o să ne proiecteze masă, da? Da? E obosit? Da. Și vrem să ne ducem să mai luăm niște produse alimentare, dar acasă ne-a rămas niște chifteluțe în care ne ducem să luăm și niște produse încă alimentare, câteva. Și mergem acasă. Fetele stau cu bunica, bunica cred că zânește, a, mă, tine că m-a lăsat pe noapte. Gata, am finisat cumpărăturile. Așa se primește în vlogurile mele că majoritatea lor sunt de la cumpărături. Dar așa e când ești matur, tu trebuie să te duci și să faci toate treburile astea care le făcea cândva părinții. Eu sunt în spate împreună cu bățul, cu lemnul. Ilușa, ți-a plăcut plimbarea noastră? Nu. De ce? Da, busitor la atâtea magazine este tot. Da, de acord. De obicei ne străim seara să ieșim să ne plimbăm, dar astăzi am făcut eu 9800 de pași și cred că ajunge pe azi. De-ar fi așa în fiecare zi să primească 10.000, ar fi super. Oare ce fac fetele? Noi pe astăzi am preconizat să facem seara filmului, dar dacă ele au stat până acum și s-au uitat de sene, nu știu. Eu cred că au stat. Ce fel de seara filmului? Lăsăm mâine. Păi da, că și ajungem acasă și urgem după situație ce se întâmplă acolo cu bunica acasă. Asta a fost vlogul nostru de astăzi. Vă urăm o seară frumoasă. Și nu uitați să dați un subscribe dacă încă nu ați făcut-o și un like la acest clip și scrieți în comentarii, vă plac așa tipuri de vloguri.